de lei kilogramul de piept de pui? Iar puiul întreg este la jumătate de preț, așa că învață să-l tai acasă. Ridici puiul de aripă și vezi că aici se formează o linie unde trebuie să tai în formă de U ca să prinzi foarte bine articulații. Și faci la fel și la cealaltă. Acum continuăm cu pulpele. Aici, prima dată, trebuie să-ți faci loc ca să vezi și tai pielea. Ai făcut asta ca să ai acces la articulație, s-o pocnești și să-ți iasă foarte ușor pulpa. Și în partea cealaltă faci la fel. Acum vezi foarte clar că s-a format o linie între pulpă și spate, iar cu cuțitul tai foarte aproape de os, iar în partea aceasta găsești un mușchiuleț numit scoică, care e foarte fraged și gustos. Așa că să-l iei și să nu-l pierzi. La final o să-ți arăt cum să dezosezi foarte ușor pulpele. Până acolo trecem la piept și aici e foarte simplu, pentru că pe centru găsești un os lung și tot ce trebuie să faci e să faci două tăieturi pe lângă el. Iar de aici pur și simplu continui în jos cu cuțitul pe lângă os. Așa arată pieptul, iar acum, dacă vrei, poți să-i scoți pielea foarte ușor. Cu carcasa poți să faci supe sau ciorbe, așa că dacă îți mai rămâne puțină carne, e în regulă. Cât despre dezosarea pulpei, o ții în poziția asta și vezi că se formează o linie unde faci o tăietură dreaptă. Dezosarea pulpei inferioare e un pic diferită față de cea superioară, așa că o să ți le arăt pe ambele. Începem cu cea superioară, unde ai un os pe centru și, exact cum te-am învățat, cu vârful cuțitului faci o tăietură pe lângă os și ai grijă să iei toată carnea. Faci la fel și pe partea cealaltă a osului. Acum, cu două degete prinzi osul, pui pulpa în poziția asta și tai în direcția opusă de tine. Mai departe, cu spatele cuțitului, iei toată carnea de pe os și tai. Poți scoate pielea dacă vrei, foarte simplu, îți bagi degetele între ea și carne și tragi. Iar acum, pulpa inferioară, diferența aici e că trebuie să tai tendoanele și faci o mișcare circulară cu cuțitul în jurul osului. Exact ca la pulpa superioară, faci două tăieturi pe lângă os. Acum, cu spatele cuțitului, iei toată carnea de pe os și tai. Așa arată pulpa inferioară dezosată.